În această dimineață ne vom uita peste capitolul 3 din Cartea Maleahii, da? Și ultimul verset din capitolul 2, versetul 17. Maleahii este ultima carte a Vechiului Testament, nu? Așa cum știm. Este scrisă undeva prin secolul 5 înainte de Hristos. Și după Cartea Maleahii apare această perioadă intertestamentară, o perioadă de pauză, o perioadă de tăcere în care Dumnezeu nu mai vorbește poporului Israel prin profeți. Este o perioadă de absență. Probabil că atât de bine au înțeles mesajul lui Maleahii, poporul Israel, atât de mult s-a pocăit încât Dumnezeu nu le-a mai vorbit 400 de ani. Și această perioadă de absență este întreruptă de venirea lui Ioan Botezătorul. Nu? Cel care pregătește calea Domnului. Iată o perioadă de absență care, repet, absența constă în faptul că Dumnezeu n-a mai vorbit poporului prin profeți, dar este o perioadă în care s-au întâmplat multe evenimente istorice care au impactat istoria și cultura universală, nu? Avem personaje importante în această perioadă intertestamentară, nu? E Platon, Aristotel, care au impactat cultura și civilizația. De altfel, Platon nu e exclus să fi fost poate contemporan cu Maleahii sau imediat după Maleahii. Nu, Alexandru cel Mare cu imperiul pe care l-a creat și care l-a avut ca profesor pe Aristotel, nu e puțin lucru să l-ai ca profesor, nu, pe Aristotel. E o perioadă de pauză în care, iată, s-au întâmplat multe lucruri și dacă vrem să înțelegem cumva contextul Noului Testament și contextul în care vine Iisus Hristos, este bine să ne uităm ce s-a întâmplat și în acești 400 de ani. Dar, revenind la Maleahii, ce înseamnă Maleahii, așa cum s-a zis și dățile trecute, Maleahii înseamnă solul meu, se traduce prin solul meu sau solul Domnului sau solul Jehova. Alte informații nu mai avem despre acest profet, despre acest autor. În ce context scrie Maleahii? Un context în care exista o apatie spirituală în Israel, o amorțeală din asta spirituală generală în poporul Israel și Maleahii cum vrea să-i scoată din această apatie spirituală și dacă ne uităm, vedem că această carte Maleahii este structurată sub forma unui dialog între Dumnezeu și poporul Israel. Interesant că, iată, poporul Israel se pare că n-a învățat nimic din trecutul său. Dacă ne uităm din nou la contextul în care vorbește Maleahii și ne uităm puțin la istoria poporului evreu, vedem că în urmă cu nu foarte mult timp, tot datorită neascultării de Dumnezeu și îndepărtării de Dumnezeu, poporul Israel este dus în exil. Este cucerit de către babilonieni, este dus în exil, suportă, iată, umilință. După mai mulți ani, și babilonienii sunt cuceriți de perși și Cir, prin decretul său, le permite evreilor să se întoarcă în țara natală și să-și rezidească templul. Și ei se întorc, nu, în ideea că au învățat această lecție de a nu mai încălca voia lui Dumnezeu, dar se pare că nu au învățat și Maleahii vorbește în acest context. Unui popor care în urmă cu aproape 100 de ani se întorsese din exil, tocmai datorită neascultării de Dumnezeu. Și din nou ajunge în aceea situație de a nu asculta de Dumnezeu. Cumva, iată că omul, nu știu dacă am putea generaliza, dar probabil că omul de regulă nu prea învață din greșelile trecutului. Dumnezeu să ne ajute pe noi să învățăm din greșelile noastre și din greșelile altora. Amin? Să nu le mai repetăm. Mai mult dintre ale altora. Bun, haideți să citim textul din Maleahii. O să citim textul pe trei părți. O să citim prima parte de la 2 cu 17 la 3 cu 5. O să citesc din nou traducere românească. L-ați obosit pe Domnul prin cuvintele voastre. Și totuși întrebați, cum l-am obosit? L-ați obosit spunând, toți cei ce fac răul sunt buni înaintea Domnului și în ei își găsește el plăcerea. Sau spunând, unde este Dumnezeul dreptății? Iată, îl trimit pe solul meu care va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său stăpânul pe care îl căutați. Solul legământului în care voi vă găsiți plăcerea. Iată-l că vine, zice Domnul oștirilor. Dar cine va putea să suporte ziua venirii lui? Cine va putea să rămână în picioare când se va arăta el?
căci el va fi ca focul rafinorului și ca leșea înălbitorului. Se va așeza ca un rafinor și ca cel ce curăță argintul și va curăți pe urmașii lui Levi. Îi va purifica așa cum se purifică aurul și argintul, iar ei vor fi pentru Domnul cei ce aduc daruri îndreptate. Atunci darurile ale lui Iuda și ale Ierusalimului vor fi plăcute Domnului ca în zilele din vechime, ca în anii de odinioară. Atunci mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să fiu martor împotriva vrăjitorilor, a adulterilor, a celor ce jură fals, a celor ce opresc din plata simbriașului, a celor ce asupresc pe văduvă și pe orfan și a celor ce nedreptățesc pe străin și care nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Amin. Haideți să ne uităm prima dată la acest pasaj pe care l-am citit. Observați cum începe pasajul. Zice, l-ați obosit pe Domnul. Și întreabă poporul, nu, cum l-am obosit noi pe Domnul? Și ce spune, ce răspunde? L-ați obosit pe Domnul prin faptul că ați spus că Dumnezeu este nedrept. Uitați ce răspunde poporul. Spune, toți cei care fac răul sunt buni în ochii Domnului și în ei își găsește el plăcerea. Dacă ne uităm cu atenție la cuvintele pe care ei le folosesc, observați că e ca o obrăznicie din partea poporului, care, până la urmă, observă niște lucruri, și anume, ei văd în jurul lor că există oameni răi care o duc bine, oameni răi care prosperă, oameni răi pe care Dumnezeu nu-i trăznește, pe care Dumnezeu nu-i lovește. Și se întreabă, oare de ce nu se întâmplă asta? Însă, vedeți, aici e o diferență de perspectivă. Ce vreau să zic cu asta? Și noi astăzi, noi ne uităm în jurul nostru și vedem în societate oameni răi care fac lucruri rele, zicem, da? Spre exemplu, exploatează alți oameni, nu? Și prosperă, n-are nimeni treabă cu ei. Și parcă Dumnezeu nu-i vede. Și unii se roagă ca Dumnezeu să-i lovească, să-i trăznească pentru toate nenorocirile pe care le-au făcut. Dar nu se întâmplă deocamdată nimic. Și există această frustrare, nu? Să vezi că nu se face cumva dreptate. Această observație pe care noi o facem astăzi era valabilă și în timpul lui Maleahi și era valabilă și înainte. E valabilă din timpuri străvechi. Însă, vedeți, aici e vorba de modul în care privim lucrurile. Pentru că noi putem să ne întrebăm astăzi, oare de ce oamenii răi prosperă? Însă când ne punem această întrebare, noi plecăm de la premisa că Dumnezeu este drept, însă încercăm să ne explicăm cum se va manifesta această dreptate a lui Dumnezeu. Ori poporul Israel vine cu altă perspectivă și spune, Dumnezeu este nedrept. Adică explicația pentru care oamenii răi prosperă și pentru care se întâmplă aceste lucruri, spun ei, vă spunem noi de ce se întâmplă acest lucru, pentru că de fapt Dumnezeu este de al lor, al celor răi, pentru că în ei își găsește el plăcerea. Iată o acuzație gravă, un afront la adresa lui Dumnezeu. Observați diferența de perspectivă. Adică una este să te întrebi și, până la urmă, nu este greșit să ne uităm în jurul nostru și să ne punem întrebări. Dar una este să te întrebi, oare de ce prosperă cei răi, plecând de la premisa că Dumnezeu este drept și la un moment dat, sub o formă sau alta, el va face dreptate, și alta este să spui că lucrul acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu este nedrept și că, de fapt, el își găsește plăcerea în cei răi. Iată o obrăznicie, până la urmă, din partea poporului Israel, care este un afront la adresa lui Dumnezeu, pentru că ei contestă cumva însuși caracterul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu bun și sfânt, nu? Apoi zice, unde este Domnul dreptății? În sensul că nu este niciun Dumnezeu al dreptății, el de fapt este un Dumnezeu corupt, care este nedrept, de aceea permite aceste lucruri. Această frustrare, da, a faptului că oamenii răi prosperă, repet, era mai veche și dacă ne uităm în psalmul 73, este un psalm al lui Asaf, care aduce și el în discuție problema. Și el e frustrat. Și zice, cât despre mine, erau să mi se îndoaie picioarele, era cât pe ce să-mi alunece pașii, căci îi invidiam pe cei lăudăroși, psalmistul Asaf, când vedeam bunăstarea celor răi. Și continuă, da, cu toate își expune frustrările și apoi pe la versetul 16 spune, când m-am gândit la aceste lucruri ca să le înțeleg, a fost o îndeletnicire obositoare pentru mine. Adică știam că Dumnezeu e drept, dar așteptam să văd oare cum își va manifesta el dreptatea. Și iată ce zice versetul 17, până când, da, deci am încercat să le înțeleg, până când am venit la Sfântul Lăcaș al lui Dumnezeu
și am luat aminte la sfârșitul lor. Iată psalmistul Asaf care anticipează o zi a judecății, o zi în care marele judecător va face dreptate. Pavel folosește acest atribut de dreptul judecător, nu? El este judecătorul cel drept, spune Pavel despre Hristos. Iată, Asaf anticipează această zi a judecății, când Dumnezeu va da toate lucrurile pe față și va face dreptate. Aceeași problemă și-a pus-o și Iov și Ieremia, și dați-mi voie să citesc doar de la Ieremia, 12:1, zice: Tu ești întotdeauna drept, Doamne, când mă cert cu tine. Iată premiza corectă de la care pleacă Ieremia. Tu ești întotdeauna drept, Doamne. Și după aia își pune întrebarea, oare de ce prosperă cei răi? Da, spre deosebire de poporul Israel, care în textul pe care am citit pleacă de la premiza că Dumnezeu este de fapt un Dumnezeu corupt și de aceea se întâmplă aceste lucruri în lume. Zice, Tu ești întotdeauna drept, Doamne, când mă cert cu tine. Îți voi vorbi totuși cu privire la judecățile tale. De ce prosperă calea celor răi? De ce toți trădătorii au parte de bine? Și mai departe, într-o atitudine mai puțin creștinească, spune Ieremia, zice, învață-i ca pe niște înhaței, înhaței ca pe niște oi care trebuie înjunghiate. Pune-i deoparte pentru ziua măcelului. Iată, și Ieremia anticipează o zi, el zice a măcelului, o zi a judecății în care Dumnezeu va face dreptate. Bun, haideți să vedem care e răspunsul Domnului, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cartea este structurată în felul ăsta. Există o întrebare și Dumnezeu, iată, răspunde. De fapt, Dumnezeu a întrebat, ei au răspuns, după aia iar Dumnezeu își dezvoltă răspunsul mai departe. Însă, înainte de a vedea care e răspunsul Domnului, aș vrea doar să aduc în discuție un lucru la care poate ar fi bine să medităm. Vedeți ce întreabă poporul Israel? De ce prosperă cei răi? Cu alte cuvinte, ei se consideră că sunt în categoria celor buni. Nu? Deci, de ce prosperă cei răi? Înseamnă că eu sunt ăla bun, pentru că probabil au ținut anumite ceremonii, acte religioase exterioare, și se întreabă, oare de ce prosperă cei răi? Însă, dacă ne uităm în Scriptură, ne uităm în Psalmi, în Romani, vedem scris că nu este niciunul care să facă binele, nu? Niciunul măcar. La un moment dat, Iisus îi răspunde tânărului bogat, de ce mă numești bun? Nu? Zice, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și întrebarea mea cumva e următoarea. Ce mă face pe mine să mă calific ca fiind bun? Faptul că n-am făcut faptele grave pe care le-au făcut alții? Da, poate că sunt mai bun decât ei. Dar ce mă face pe mine să fiu bun? Pentru că dacă am mințit, dacă am bârfit, dacă am invidiat, oare aceste lucruri sunt trecute cu vederea și sunt considerat bun? Sau pe ce bază sunt eu considerat bun? Înțelegeți ce vreau să spun? Întrebarea lor este, de ce prosperă cei răi? Și urmează răspunsul Domnului, care vom observa că nu este neapărat un răspuns direct și simplu, în care Dumnezeu să spună, păi, la final, cei buni își vor primi răsplata, cei răi își vor primi răsplata. Răspunsul Domnului, o să vedem că este unul mai elaborat. Și îl spune, și o să-l sintetizez, și apoi o să ne uităm, o să și citim textul, cam care ar fi răspunsul Domnului la întrebarea, nu? Pentru că și noi poate ne punem această întrebare astăzi. De ce Dumnezeu nu intervine? De ce se întâmplă atâtea lucruri și se pare că nimeni nu face dreptate? Și răspunsul, dacă avem în vedere și profeția lui Maleahi și avem în vedere întregul context al Noului Testament și întregul context scriptural, cumva am putea sintetiza răspunsul în felul următor. Toți sunt răi, nu este niciunul bun, însă de aceea a venit Mesia, de aceea a venit Hristos, ca să ierte păcatele tuturor și să dea posibilitatea tuturor oamenilor, adică celor, că toți erau răi, să se întoarcă la Dumnezeu. Să renunțe la faptele lor rele și să se întoarcă la Dumnezeu. Toți cei care refuză această ofertă mântuitoare a lui Iisus Hristos, da, vor avea parte de acea zi a judecății, când, până la urmă, mânia lui Dumnezeu reprezintă, de fapt, o judecare corectă a noastră. Da? Deci răspunsul nu este neapărat ceva de genul, da, unii sunt buni, unii sunt răi,
cei buni își vor lua răsplata, cei răi la fel. Vom vedea că răspunsul pe care profețește Maleahi este mai elaborat și spune: va veni Iisus Hristos, va veni Mesia, va da posibilitatea tuturor să se pocăiască, adică și cei mai răi oameni au dreptul la pocăință, au dreptul să se întoarcă la Dumnezeu, dar dacă totuși nu vor face lucrul acesta, îi voi judeca drept și vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Și de unde am extras toate aceste lucruri? Haideți să vedem versetul 1 din capitolul 3. Zice: iată îl trimit pe mesagerul meu, zice o altă variantă, sau solul meu, care va pregăti calea înaintea mea. Acum, cine este acest mesager? Toate dovezile indică spre Ioan Botezătorul. Nu? De fapt, rolul acestui mesager care pregătește calea e, ca să înțelegem poate puțin contextul în care se vorbește despre mesager, mesagerul acesta avea rolul de a pregăti calea înaintea regelui care vine, de a atrage atenția asupra faptului că urmează să vină regele, da? De a înlătura eventuale obstacole din calea regelui care vine, și acesta este și rolul lui Ioan Botezătorul. De aceea mi-am scos aici foarte multe pasaje biblice pe care nu am cum să le citesc efectiv, care arată faptul că acest mesager este Ioan Botezătorul. Pe de altă parte, în Maleahi 4:5, și nu o să insist foarte mult pentru că duminica viitoare o să prime multe explicații, vorbește despre faptul că va veni profetul Ilie înainte de ziua aceea mare și înfricoșată. Și spun unii comentatori că această profeție a lui Maleahi cu solul care pregătește calea se împlinește parțial în Ioan Botezătorul și ar urma să se îndeplinească de plin în acel profet Ilie sau asemenea lui Ilie care va veni. Cu toate acestea, dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că la un moment dat Iisus spune că acel Ilie este chiar Ioan Botezătorul. E adevărat că în Apocalipsa mai apar doi martori, nu? Care vor veni. Acum vom vedea dacă s-a împlinit sau nu de plin în Ioan Botezătorul. Dar dacă rămânem cu faptul că acest mesager este Ioan Botezătorul, deocamdată e suficient. Apoi, vedeți că apar doi mesageri, dacă ați citit cu atenție. Apare mesagerul care pregătește calea și mai apare un mesager, mesagerul legământului. Și zice: și deodată va intra în templul lui stăpânul pe care îl căutați, mesagerul legământului în care voi vă găsiți plăcerea, iată-l că vine, zice Domnul oștirilor. Cine este acest mesager al legământului? Este Domnul însuși, este o profeție a venirii lui Mesia, nu? A venirii lui Iisus Hristos. Observați că aici zice Maleahi, mesagerul legământului în care voi vă găsiți plăcerea. Nu e exclus ca această afirmație să fie mai mult o afirmație ironică, având în vedere contextul apatic spiritual în care trăiau ei, deci numai în Domnul nu-și găsea poporul Israel plăcerea, deși a ratat această ocazie, nu? Extraordinară, de a-și găsi plăcerea în Iisus Hristos când El a venit, dar vedem că Iisus Hristos vine și este respins, este răstignit, nu? La un moment dat, nu zice Iisus când plânge pentru Ierusalim, dacă ai fi cunoscut măcar în ceasul acesta, nu? Care puteau să-ți dea pacea. Dar, iată, ocazia a trecut pe lângă poporul evreu, deși aveau această posibilitate extraordinară să-și pună plăcerea, să-și găsească plăcerea în Mesia, au ratat această ocazie. De aceea e posibil ca afirmația să fie cumva ironică, în care voi vă găsiți plăcerea, adică la modul în care trăiți viețile și la cât de îndepărtați sunteți Dumnezeu, numai în Dumnezeu nu vă găsiți plăcerea. Da? Sunt multe lucruri pe care, sau despre care am putea vorbi doar în acest pasaj. Spre exemplu, spune că va intra în templul lui stăpânul pe care îl căutați. Și când spunem templu, ne gândim poate în primul rând la templu, nu? Acela care a fost distrus în anul 70. Și într-adevăr, Iisus vine și intră în templu, la un moment dat curăță templul acela înainte de a fi arestat și răstignit. Însă e posibil ca acest mesaj al lui Maleahi să aibă o semnificație și mai profundă, pentru că dacă ne uităm în 1 Corinteni capitolul 3, în 1 Corinteni capitolul 6, vedem că spune acolo Pavel: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Iată o semnificație foarte profundă a mesajului Maleahi. Pentru că vedem, nu,
toți cei care vin la Hristos, zice că Dumnezeu locuiește în noi, prin Duhul Sfânt. Și interesant că de la Rusalii, Duhul Sfânt nu este doar cu noi, ci este și în noi. Și iată cum, într-un mod misterios și tainic, Dumnezeu locuiește în credincios, nu? Apropo de ce spune Maleahii, va intra în templul lui stăpânul pe care îl căutați. Mesagerul legământului. Noi știm despre Iisus Hristos că vine și instituie un nou legământ. Nu? În Luca 22 spune despre legământul cel nou în sângele meu care este vărsat pentru voi. Un legământ care este prevestit și de profeții din Vechiul Testament, spre exemplu de Ieremia. Noi știm că, spre exemplu, Scriptura este împărțită în Vechiul Testament și Noul Testament. Sau Vechiul Legământ și Noul Legământ. Nu? Vechiul legământ era legământul mozaic, dat prin Moise. De acolo vine și denumirea de mozaic, de la Moise, care era un legământ al legii și care se baza pe ținerea legii de către om. Noul legământ, instituit de Iisus Hristos la acea cină cea de taină, este un legământ al Harului, care se bazează pe favorul lui Dumnezeu nemeritat și necâștigat. Cu alte cuvinte, noi nu ne câștigăm în acest nou legământ, nu ne câștigăm mântuirea prin faptul că respectăm anumite reguli, ci ne câștigăm mântuirea prin credința în Iisus Hristos. De fapt, noi nu facem nimic ca să ne putem câștiga mântuirea, ea ne-a fost câștigată de Iisus Hristos și faptele noastre bune sunt, de fapt, o consecință a mântuirii noastre. Ele nu sunt o condiție a mântuirii, ci o consecință a mântuirii noastre. Așa că toți cei care intră în acest nou legământ beneficiază, nu, de iertarea păcatelor pe care doar sângele lui Iisus Hristos o poate da. Da? Iată o profeție despre solul legământului sau mesagerul legământului. Bun, haideți să mergem mai departe, mai avem câteva versete totuși. De la versetul 2 în continuare, vedeți, încă suntem în cadrul răspunsului pe care Domnul dă. De la versetul 2 în continuare, pare că Maleahii vorbește inclusiv despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că cei mai mulți profeți nu fac neapărat o distinție între prima și a doua venire a lui Iisus Hristos. De multe ori ele sunt îmbinate. Și vedem, spre exemplu, că vorbește de la versetul 2 încolo despre faptul că acest mesager al legământului, acest Mesia, va curăți, va purifica are acest atribut de curățire, de purificare. Sigur că el poate fi legat și de, probabil, de ziua judecății, dar în același timp, dacă ne uităm la prima venire a lui Iisus Hristos, el ce a făcut? A venit să curețe și să purifice. A venit să curețe credinciosul, nu? Să curețe păcătosul de păcatele noastre, nu? Să ne purifice, pentru că în același timp zice Scriptura că Duhul Sfânt nu vine în viața credinciosului și începe în credincios acest proces de sfințire, de purificare, de punere deoparte pentru Dumnezeu, de asemănare cu Hristos. Nu? Asta spune și capitolul 3. Cine va putea să suporte ziua lui, va fi ca focul rafinorului, se va așeza ca un rafinor, ca cel ce curăță argintul, îi va curăți pe urmașii lui Levi. Iată acest atribut al curățirii, al purificării pe care această sarcină pe care o îndeplinește, nu, Iisus Hristos în momentul în care vine prima dată. Sigur, spune mai apoi de fiii lui Levi, va curăța pe fiii lui Levi. Aici iarăși e un subiect pe care am putea să vorbim mult timp. Nu? Fiii lui Levi probabil îi reprezintă pe preoți, pentru că preoții trebuiau să fie din seminția lui Levi, să fie leviți. Probabil sublinează acest fapt că trebuie să aibă parte de curățire, inclusiv acești fii ai lui Levi, ca să sublinieze cât de mare era corupția în Israel la acel moment. Pentru că până și preoții, de la care oamenii aveau așteptări mari, aveau nevoie de această curățire. Și cumva este în acord, nu, cu ce spune apoi, că vine Iisus Hristos și curăță păcatele tuturor oamenilor, pentru că și preoții aveau nevoie de curățire, la fel ca toți ceilalți. Nu? Bun. Așadar, și dacă citim mai departe, la un moment dat, da, spune despre purificare, despre curățire și apoi zice de ziua judecății. Repet,
Maleahi nu face neapărat această distinție între prima venire a lui Iisus Hristos și a doua venire, însă Biblia vorbește foarte clar despre faptul că există două veniri, nu? Există prima dată când Iisus Hristos a venit, nu știm despre asta, scrie în Evanghelii, însă prima dată El a venit ca un prunc. A venit ca un prunc vulnerabil, ignorat, însă a doua venire, spune Scriptura că nu va semăna deloc cu prima. Amin? El nu va mai veni ca un prunc, nu va mai fi ignorat, dimpotrivă. Și timp avem, nu? Timp avem. Apocalipsa 19, de la 11 la 16, oferă o imagine a celei de-a doua venire a lui Iisus Hristos, care vine să judece lumea. Și zice, apoi am văzut, zice Ioan, apoi am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Cel ce-l călărea era numit cel credincios și adevărat. El judecă și se războiește cu dreptate. Ochii lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el. Era îmbrăcat cu haine înmoiată în sânge, iar numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Armatele care erau în cer îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin de un alb curat. Din gura lui iese o sabie ascuțită cu care să lovească neamurile. El le va conduce cu un sceptru de fier. El calcă în picioare teascul de vin al furiei mâniei lui Dumnezeu, al Atotputernicului. Pe haina și pe coapsa lui avea scris un nume, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Amin? Biblia vorbește despre a doua venire, când toți cei care l-au respins pe Hristos vor avea parte de o judecată. El va veni să judece. Vorbește și Maleahi de ziua aceea mare și înfricoșată, sau de temut, nu? În care fiecare își va primi răsplata. Și probabil o să vorbești tu data viitoare, de aia vreau doar pe scurt să spun că toți se vor înfățișa înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, însă cei care l-au acceptat pe Hristos, cei care sunt mântuiți, se vor înfățișa înaintea acestui scaun pentru a primi răsplată. Pentru că, da, suntem mântuiți, dar răsplățile vor fi diferite în funcție de cât de mult ne-am cât de mult ne-am stresat pentru Domnul în viața aceasta, cât de mult i-am slujit lui Dumnezeu, El va răsplăti. Și zice 1 Corinteni, capitolul 3, depinde ce ai clădit în viața aceasta. Dacă ai clădit aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, zice că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Depinde ce am făcut pentru Dumnezeu în viața aceasta. În funcție de ce am făcut, vom primi o răsplată. Mântuirea nu se discută la scaunul de judecată, nu? Ci cei mântuiți se prezintă în fața scaunului de judecată, cum spune Scriptura, și vor primi răsplată în funcție de cât l-au slujit pe Dumnezeu în viața aceasta. Pe de altă parte, cei care l-au respins pe Iisus Hristos se vor prezenta pentru condamnare în fața judecătorului cel drept, așa cum îl numește și Pavel. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne înfățișăm în fața scaunului de domnie pentru a primi răsplată, amin, să ne înfățișăm mântuiți în fața scaunului de domnie și mai mult decât atât, să nu ne gândim doar la noi, ci să facem ca viața pe care o trăim aici să nu fie doar o viață egoistă în care să mă asigur doar că eu sunt mântuit, ci să contribuim la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Amin? Astfel încât cât mai puțini oameni să se înfățișeze pentru condamnare în ziua aceea, cea mare și de temut, așa cum o numește Scriptura. O zi în care răul va fi pedepsit, după care urmează acest cer nou și pământ nou și o perspectivă extraordinară. Acum, ca să rezumăm primul pasaj pe care l-am citit, poporul Israel îl acuză pe Dumnezeu că este nedrept. Spune, Doamne, Tu ești de fapt un Dumnezeu corupt, pentru că mă uit în jur și văd că cei răi prosperă și nu-i pedepsește nimeni. Și Dumnezeu ce le răspunde? Voi trimite pe solul meu, da, pe Mesia, care va veni, va purifica, va curăți și la un moment dat, după toate acest lucru, va veni o zi a judecății. Când toți cei care l-au respins pe acest mesager al legământului vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Amin? Bun, următorul pasaj care are legătură cu acesta, de aceea o să-l citesc pe sărite cumva, de la versetul 13. Haideți să citim de la 13 la 17. Zice, ați rostit cuvinte grele împotriva mea, zice Domnul. Cu toate acestea voi întrebați, ce am spus împotriva ta?
Ați spus, degeaba îi slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile sale și am umblat căindu-ne înaintea Domnului oștirilor? Acum îi numim fericiți pe cei aroganți. Da, nu numai că cei ce săvârșesc răul prosperă, dar ei îl și ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Observați aceeași frustrare. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea lui a fost scrisă o carte de aducere aminte despre cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, în ziua în care îmi voi întemeia proprietatea. Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care îi slujește. Și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Da? Ce spune poporul Israel? Păi mai întâi îl acuză pe Dumnezeu că este nedrept și apoi zice, dar ce rost are să-i slujesc eu lui Dumnezeu? Că mă uit la cei răi care îl sfidează pe Dumnezeu și o duc bine aici. Ce câștig am eu dacă îl slujesc pe Dumnezeu? Nu? Asta e atitudinea lor. Ce am câștigat dacă am fost corect? Ce am câștigat dacă am fost integru? Am avut de multe ori de pierdut din cauza asta. Nu? Ce mi-a să mie dacă slujesc pe Dumnezeu? V-ați pus această întrebare. Aici nu cred că ne-am pus niciodată întrebarea. Dar știu eu pe alții din alte biserici care și-au pus întrebarea. De ce ne punem această întrebare? Pentru că nu uneori depunem anumite eforturi și poate nu avem parte de aprecieri. Nu? Poate facem anumite sacrificii pentru Dumnezeu și nimeni nu le observă. Nu? Sau poate sunt luate în derâdere. Nu? Poate că nu, cineva vrea să slujească Domnului și vrea să dea un îndemn la rugăciune, nu? Și se pregătește pentru asta 5 zile, nu doarme 2 nopți, poate. Ca să zică 5 minute în față. Și la final zici, a fost ok, bravo. Dar nimeni nu știe ce a fost în spatele lui și cât o trudit pentru momentul respectiv. Da? Asta ca să dau așa un exemplu. Dar ce spune Scriptura? Că fiecare efort, fiecare faptă pe care am făcut-o este înregistrată de Dumnezeu. Este o carte de aducere a minte în care Dumnezeu înregistrează și este foarte meticulos. Să înregistreze fiecare efort, fiecare sacrificiu pe care l-am făcut pentru el. La un moment dat zice Scriptura că și un pahar de apă dacă l-ai dat, nu-ți vei pierde răsplata. Iată lucruri mici sau mari pe care le-ai făcut, să știi că Dumnezeu le vede. S-ar putea ca oamenii să nu le vadă, s-ar putea ca oamenii să nu le aprecieze. Dar este unul care le apreciază și le notează și va ține cont de ele. Amin? Amin. Și e un citat, citați-mi voi să-l citesc, care are legătură cu acest aspect, că, până la urmă, dacă fac ceva, fac pentru Dumnezeu, chiar dacă oamenii din jur nu observă acest lucru. Și e un citat din Maica Tereza, deci nu e din Scriptură, citatul acesta, dar are legătură cu ce am citit. Și zice, oamenii sunt adesea neînțelegători, iraționali și egoiști. Iartă-i oricum. Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de egoism și intenții ascunse. Fii bun oricum. Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Caută succesul oricum. Dacă ești cinstit și sincer, oamenii te pot înșela. Fii cinstit și sincer oricum. Ceea ce construiești în ani, alții pot dărâma într-o zi. Construiește oricum. Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii pot fi geloși. Fii fericit oricum. Binele pe care îl faci astăzi, oamenii îl vor uita mâine. Fă bine oricum. Dă-i lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată de ajuns. Dă-i lumii tot ce ai mai bun oricum. La urma urmei, este între tine și Dumnezeu, n-a fost niciodată între tine și ei oricum. Nu? Adică, dacă faci ceva, s-ar putea ca oamenii să nu te aprecieze. Sigur că ajută să fii apreciat, să fii încurajat. Dar s-ar putea să nu vină prea des aprecierile și încurajările. Nu contează. Asta e încurajarea Scripturii în această dimineață. Nu contează dacă poate n-ai fost apreciat la adevărata ta valoare, pentru că Domnul a înregistrat totul. Să nu vă temeți că Domnul a înregistrat totul. Și, până la urmă, răsplata, da, celor care se tem de Domnul, vorbeam mai devreme de acea zi a judecății când toți vor primi o răsplată, dar îmi dau seama, citind cu atenție acest text, că
Răsplata principală a celor care se tem de Domnul este că vor fi ai Domnului. Cornilescu zice că ei vor fi comoara mea și că îi voi cruța. Nu, de ce să ne cruțe? Probabil de mânia lui Dumnezeu. Iată, marele beneficiu al faptului că îi slujim lui Dumnezeu în această viață și că ne temem de Domnul și că suntem ai Domnului, că da, îl slujim pe Dumnezeu, marele beneficiu va fi acela că vom fi ai Lui și că vom fi cruțați. Ăsta e marele beneficiu. Nu știu ce împărății, ce vor fi pe acolo, dar asta știu sigur, că vom fi ai Domnului și că vom fi cruțați de mânia lui Dumnezeu. Nu, zice, ei vor fi comoara mea. Nu? Să zică Dumnezeu despre tine că faci parte din comoara Lui, cred că merită tot efortul în viața aceasta, nu? Vom fi al lui Dumnezeu. Și sigur, Apocalipsa vorbește despre faptul că nu celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Și apoi mai zice în 2:17 un lucru interesant. Zice, celui ce va învinge, sau celui ce învinge, îi voi da mana ascunsă și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel care îl primește. Iată, Dumnezeu care ne dă un nume nou. Nu știu prea mult ce înseamnă neapărat lucrul ăsta, dar ce vreau să zic? Vedeți, cine dă nume copiilor? Părinții dau. Și, într-un fel, copiii aparțin părinților. Și tocmai datorită autorității pe care părinții o au asupra copiilor, își exercită, nu, dreptul ăsta de a le da nume, pe care îl poartă de regulă toată viața. Iată pe Dumnezeu care, ce vreau să spun, prin faptul că Dumnezeu ne dă un nume, este o dovadă că aparținem Lui. Așa cum copiii aparțin părinților și primesc un nume din partea părinților, iată că aparținând Domnului, El ne dă un nume nou. Cum va fi numele și ce reprezintă, nu mă întrebați acum, cu altă ocazie, știu doar un lucru, că e de bine. Deci e de bine, da? Bun. Deci merită să slujim lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că merită și fiecare efort, nu vă îngrijorați, este înregistrat de Dumnezeu. Zice de o carte de aducere a minte, așa înțeles să spună cartea. Acum probabil ne gândim la, nu știu ce, software, la... înregistrat undeva, oricum. Bun, și ultimul pasaj despre care eu când mi-am pregătit, nu știu, am avut impresia că vorbesc vreo 2 ore și de aia cumva încerc să mă încadrez. Maleahi 3, de la 6 la 12, este ultimul pasaj pe care nu l-am citit, care vorbește despre zeciuieli și zice, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, urmași ai lui Iacov, n-ați pierit. Încă de pe vremea strămoșilor voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, cum să ne întoarcem? Se cade ca un om să-l jefuiască pe Dumnezeu? Și totuși voi mă jefuiți. Dar voi întrebați, cum te-am jefuit? Cu privire la zeciuială și la contribuții. Sunteți crunt blestemați, căci eu sunt cel pe care îl jefuiți voi, tot neamul. Aduceți însă toate zeciuielile în vistierie ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. O voi mustra pentru voi pe cea care devorează ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar vița din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice Domnul oștirilor. Atunci toate neamurile vă vor numi fericiți, pentru că veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Amin. De la 13 am citit mai devreme. Observați ce reproșează Domnul. În varianta Cornilescu zice, de ce mă înșelați? Dar se pare că cuvântul este de ce mă jefuiți? Zice, de ce mă jefuiți? E un cuvânt foarte dur. A înșela e așa, un cuvânt mai dulce. Zice, de ce mă jefuiți, zice Domnul? Și întreabă, dar cu ce te-am jefuit noi? Zice, prin faptul că nu v-ați adus zeciuierile și contribuțiile, l-ați jefuit pe Dumnezeu. Cumva ce înseamnă că l-au jefuit? Că și-au însușit ceva ce nu era al lor. Cu toate că psalmul 24 nu zice că Domnul este pământul cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei. Și în raport cu Dumnezeu, vedeți, noi nu suntem proprietari, noi suntem doar administratori ai bunurilor. Chiar dacă între noi, da, sunt proprietari,
Dar în raport cu Dumnezeu, noi nu avem niciun drept asupra nimic. Suntem doar administratori ai lucrurilor cu care Dumnezeu ne binecuvintează. Însă, iată, zeciuielile nu erau date în administrarea lor, ci trebuiau date înapoi la templu. De aceea ei și-au însușit ceva, ce nu trebuia nici să fie al lor și nici administrat, ci trebuia dat înapoi la templu. De aceea zice că voi m-ați jefuit. Acum, legat de zeciuieli, sigur, dacă ne uităm în contextul Vechiului Testament, ele aveau un rol, nu așa cum spune și Maleahi, ca să fie hrană în casa mea. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem, spre exemplu, în Levitic, în Numeri, că leviții și preoții care erau din neamul lui Levi, ei nu au primit o moștenire, un pământ ca moștenire, la fel ca celelalte seminții, ci au fost destinați să slujească lui Dumnezeu în cortul întâlnirii, în templu, și nu aveau un pământ al lor, ci moștenirea lor era Domnul. Nu era un pământ bine delimitat. Și slujind Domnului, slujind în cortul întâlnirii, în templu, modul prin care ei se întrețineau ia din zeciuielile celorlalți. Adică ceilalți trebuiau să-și dea zeciuielile ca ei să poată supraviețui, să poată trăi. Și sluji. Da, să slujească și să îndeplinească toate acele reguli ceremoniale, nu? De la cortul întâlnirii sau de la templu. La un moment dat, Neemia, în capitolul 13, spune că din nou, reproșează poporului că nu aduce zeciuielile, pentru că leviții care trebuiau să slujească în templu își neglijează atribuțiile, pentru că nefiind zeciuiel, trebuie să meargă să lucreze și să se întrețină. Și atunci lucrarea Domnului este neglijată. Și iată ce spune Maleahi. Mi s-a părut foarte interesant că spune că sunteți blestemați. Foarte grav, nu? Pentru faptul că nu v-ați adus zeciuielile, le spune, sunteți blestemați. Și un lucru și mai interesant, zice, dacă veți începe să le aduceți, binecuvântarea mea va fi revărsată peste voi. Acum să ne uităm la noi astăzi, nu? În Noul Testament, dar înainte de asta, e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și care mie mi-a atras cel puțin atenția, pentru că, observați, ei întreabă, spune Domnul prin Maleahi, se cade ca un om să-l jefuiască pe Dumnezeu și totuși voi mă jefuiți. Și ei întreabă, cum te-am jefuit? Și îmi dau seama că, de fapt, această întrebare a lor este una, eu cred că e una sinceră. Adică chiar nu și-au dat seama cum îl jefuiesc pe Dumnezeu. Și ce vreau să spun cu asta? S-ar putea să avem anumite obiceiuri nesănătoase de care nici măcar să nu ne dăm seama. S-ar putea să avem obiceiuri nesănătoase pe care nici măcar să nu le mai observăm. Poate că la început, când el a început aceste obiceiuri, ne-am dat seama că poate ceva nu e în regulă, de-a ne-a obișnuit cu ele și nu mai, nici le mai observăm. Nici nu ne dăm seama că avem anumite obiceiuri nesănătoase. Nu? Spre exemplu, noi ne obișnim foarte repede cu confortul. Confortul creează o dependență extraordinară. Și acest confort este de multe ori dăunător, pentru că s-ar putea să creeze anumite obiceiuri nesănătoase în viețile noastre. Și dau câteva exemple clasice, să spun. S-ar putea să ne avem, să ne fi făcut acest obicei nesănătos de a nu mai dărui Domnului. Pentru că, de fapt, ăsta e și subiectul pe care îl citim. S-ar putea să ne fi făcut un obicei nesănătos din a nu mai citi Scriptura. Un obicei nesănătos din a nu ne mai ruga. Un obicei nesănătos din a nu mai veni regulat la biserică. Un obicei nesănătos din a pierde prea mult timp pe social media. Un obicei nesănătos din a sta mai degrabă la televizor decât să petrești timp cu copiii. Și, nu? Exemplele pot să continue mult. Și s-ar putea să nu ne dăm seama că ceva nu e în regulă, sau să ne dăm seama că ceva nu e în regulă, dar să nu identificăm concret care e problema. Și în această dimineață, cred că cuvântul Domnului este aici ca să ne confrunte, da? Pentru că s-ar putea, repet, să nu ne dăm seama că poate avem un obicei nesănătos în a dărui lui Dumnezeu. Și în această dimineață, cred că cuvântul lui Dumnezeu ne confruntă cu acest lucru și ar trebui să ne gândim la aceste lucruri. Amin? Vedeți, unul din rolurile cuvântului lui Dumnezeu, zice 2 Timotei 3:16, nu este doar să ne mângâie și să ne spună că ești ok, nu-i nimic, poți să greșești în continuare, că Dumnezeu te iartă și El e bun, ci cuvântul Domnului vine să ne mustre și să ne îndrepte. Amin. Și de multe ori mustrarea și îndreptarea sunt indispensabile. Adică, nu? Imaginați-vă, e ca și când m-aș merge, spre exemplu, pe autostradă cu viteză mare în direcția greșită.
Dar înainte să dau exemplul ăsta, vreau să zic altceva. A fi confruntat nu e plăcut. Nu îi place cuiva să fie confruntat. Să spună lumea, n-ai făcut, ai făcut bine, dar se putea și mai bine. Nu ne place, nu ne place. Acum depinde și cum îl abordezi pe om, dar oricum l-ai aborda, oricât de bine ar fi, tot e neplăcut să zică cineva că nu a fost chiar bine. Însă, un lucru neplăcut poate fi cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla. Pentru că mă corectează. Nu? Revenind la exemplul meu. Să mergi nou pe autostradă cu viteză în direcția greșită, probabil din neglijență am ignorat indicatoarele care mi-arătau că nu merg bine, nu am nici GPS și cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla atunci, în momentul ăla, este ca cineva să-mi spună că nu merg bine. Pentru că mă duc în direcția greșită. Poate că nu-mi place, dar este cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla. De aceea, să nu ne temem de confruntare din partea Cuvântului lui Dumnezeu și din partea oamenilor chiar, pentru că de multe ori a ne atrage atenția asupra unui obicei nesănătos sau asupra unui păcat pe care îl facem este cel mai bun lucru pe care ni se poate întâmpla. Pentru că dacă observăm care e problema, putem să o și rezolvăm. Dacă nu suntem confruntați cu ea, s-ar putea să rămânem la același obicei nesănătos și la final să ne dăm seama că ce bine ar fi fost dacă cineva mi-ar fi spus că nu merg bine, nu? Bun. Astăzi, repet, Cuvântul lui Dumnezeu ne confruntă cu acest subiect al dărniciei, cu acest subiect al zeciuielii. Acum, noi ne dăm zeciuială aici, în biserică, nu? Vorbim de multe ori despre faptul că sunt trei variante de a dărui lui Dumnezeu, zeciuială, dărnicie și milostenie. Ce spune Noul Testament sau cât de valabil este zeciuiala astăzi? Pentru că am văzut că zeciuiala avea acest rol de a asigura hrană, nu, leviților la templu. Însă aici sunt diverse opinii, spun unii că de fapt zeciuiala nu ar mai fi valabilă în acest nou legământ. Însă dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vom vedea că de fapt zeciuiala este un principiu general valabil. Zeciuiala nu era inclusă doar în legea lui Moise. Ne uităm în Scriptură și vedem că acest principiu al zeciuielii precedă legea lui Moise. Nu ne uităm în Geneza 14, în care Avram dă zeciuială lui Melchisedec. Nu avem timp să intrăm în toate detaliile. În Geneza 28, Iacov zice, dacă Domnul mă va păzi și voi reuși, îi voi da a 10-a parte din bunurile mele, din tot ce Domnul îi va da. Iată acest principiu al zeciuielii care nu este doar în legea lui Moise, ci este înainte de legea lui Moise. Foarte interesant, de ce oamenii aceștia spuneau de a 10-a parte? Doar de zeciuială. Nu că asta înseamnă zeciuială. A 10-a parte din venituri sau a 10-a parte din bunuri. Probabil tocmai pentru că este un principiu general valabil, care a fost apoi reglementat în legea lui Moise. Și dacă ne uităm în Noul Testament, e un pasaj în Matei 23:23, unde spune, vai de voi cărturași și farisei ipocriți, căci voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimion, dar neglijați cele mai importante lucruri din lege, judecata, mila și credincioșia. Și spune apoi, pe acestea trebuia să le faceți, adică judecata, mila și credincioșia, iar pe acelea să nu le neglijați. Nu? Zeciuiala din mentă, mărar și chimion. Vedeți, într-un fel, zeciuiala cumva este o disciplină în viața credinciosului, sau ar trebui să fie o disciplină în viața credinciosului. Ea cumva reflectă dependența noastră de Dumnezeu, pentru că dacă eu aș lua 10% din veniturile mele și mi le-aș pune deoparte pentru zile negre, da, nu-i nicio problemă, dar dacă nu, în momentul în care acei bani nu îi țin pentru mine, ci îi dau lui Dumnezeu, eu cumva spun că eu mă încred că Dumnezeu îmi va purta de grijă și chiar dacă vor veni vremuri complicate, Dumnezeu va avea grijă de mine. Pentru că nu mi-am ținut, nu, acele venituri, ci le-am dat Domnului. Vedeți, zeciuiala cumva nu este neapărat o poruncă, cum este, nu, cum sunt cele 10 porunci, dar ea reflectă sau este o ocazie, o oportunitate de a beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta spune și Maleahi. Dar dacă veți aduce zeciuielile voastre, voi vărsa binecuvântarea peste voi. Da? Deci nu este o poruncă, nu merge nimeni în iad pentru că nu și-o dat zeciuiala. Nu?
dar este un principiu, este o lege universală și care poate să te aducă în binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum, cât de strict este acest procent de 10%? Nu cred că ar trebui să fie unul foarte strict, dar de ce noi am menținut această denumire de zecioială de 10%? Pentru că este un reper în funcție de care să te poți orienta. Nu? Nu mă gândesc cât să dau lui Dumnezeu. Păi 10% este un procent de la care pot să pornesc. Deci nu mai suntem sub lege, nu mai suntem obligați să dăm doar 10%, putem să dăm mai mult acum, pentru că nu mai suntem sub lege. Nu? Bun, ideea pe care vreau să o subliniez e că dărnicia noastră, zeciuile noastre, în orice cuantum ar fi ele, ar trebui să izvorască dintr-o generozitate. Pentru că 2 Corinteni 9 zice, să știți aceasta, cine seamănă puțin, va se cera puțin. Iar cine seamănă mult, va se cera mult. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui. Da? Zeciuiala e o recomandare. Da? Fiecare să hotărască, nu cu regret sau din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. Apoi ne uităm în Corinteni 16 și vedem că se face o colectă pentru sfinți, cred că sfinții din Ierusalim, și spune fiecare să pună deoparte ceva potrivit cu ceea ce a fost binecuvântat. Zeciuiala este un reper bun care să ne indice cât ar trebui să dau Domnului, nu? Că ne întrebăm, oare cât ar trebui? Uite, un reper bun. Zeciuiala este un reper bun de la care să pornim, nu? Bun. Haideți să ne ridicăm în picioare și ca să concluzionez. În primul rând, ce ne spune Maleahii? Să știți că Dumnezeu nu este nedrept. Faptul că oamenii răi prosperă, faptul că Dumnezeu nu îi trăznește și nu îi bate pe pământul ăsta pe toți, că pe unii îi ia la socoteală și pe pământul acesta, dar nu pe toți. Faptul acesta nu înseamnă că Dumnezeu este nedrept, ci și a spune că Dumnezeu este nedrept este un afront la adresa lui Dumnezeu. Și Scriptura ne asigură că Iisus Hristos a venit, a spălat păcatele oamenilor și toți cei care vor să se întoarcă la Dumnezeu, indiferent cât de răi au fost, o pot face. Însă cei care refuză oferta mântuitoare a lui Dumnezeu vor avea parte într-o zi de acea judecată dreaptă a lui Dumnezeu. De asemenea, cine spune Maleahii? Niciun efort pe care l-am făcut nu este în zadar. Ele sunt înregistrate de Dumnezeu, sunt scrise în acea carte de aducere a minte despre care vorbește Maleahii și marele beneficiu al faptului că ne temem de Domnul este că vom fi al lui Dumnezeu și că vom fi cruțați de mânia lui Dumnezeu. Amin? Și în același timp, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să fim generoși, să dăruim. Ioan 3:16 spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât El a dat. Dumnezeu a dat foarte mult pentru noi și unul dintre obiectivele noastre ca și credincioși este să ne asemănăm lui Hristos, să ne asemănăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să ne asemănăm și în acest atribut al generozității. Amin? Spuneam mai devreme că și roada Duhului, una din roadele Duhului Sfânt, sau una din dovezile faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi, este generozitatea. Zeciuiala este un procent în funcție de care să ne orientăm în dărnicia noastră către Dumnezeu și de aceea nu cred că ar trebui să o neglijăm. Nu mai este o poruncă, la fel ca în Vechiul Testament, dar este un reper bun. Amin? Dați-mi voie să mă rog. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care ne confruntă, Doamne. Poate cu lucruri care nu le făceam bine în viețile noastre, îți mulțumim, Doamne, că Tu ni le descoperi, Doamne. Amin. Și ajută-ne, Doamne, în continuare să le și schimbăm, Doamne. Amin. Un prim pas este că le observăm, dar până la schimbare mai durează. De aceea, mă rog, Duhule Sfânt, să ne însoțești în acest proces de sfințire, Amin. Doamne, și, într-adevăr, Doamne, să observăm, Doamne, care sunt lucrurile nesănătoase în viețile noastre. Și după ce le observăm, să nu ne uităm la ele, ci să le și schimbăm, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu drept. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care poartă de grijă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că niciun efort, Doamne, nu este nebăgat în seamă de Tine. De aceea, în această dimineață, Doamne, vrem să ne asumăm, Doamne, în continuare această stație de aslujiție, Doamne.
de a face fapte bune, Doamne, chiar dacă oamenii nu le observă, chiar dacă avem de pierdut de multe ori din cauza faptului că îți slujim ție, Doamne, ajută-ne, Doamne, să nu lăsăm descurajați, ci să continuăm, Doamne, în facerea binelui, să continuăm să slujim, Doamne, cu o inimă bună, Doamne, știind, Doamne, că niciun efort, Doamne, nu este în zadar. Îți mulțumim, Iisuse, că Tu ne-ai binecuvântat, Doamne, și mă rog, Doamne, ca acest principiu, Doamne, al generozității, Doamne, să ne însoțească, Doamne, să dăruim mai departe, știind, Doamne, că n-ar trebui să primim, Doamne, ca niște copii răsfățați care țin doar pentru ei, Doamne, ci ajută-ne, Doamne, chiar dacă nu e simplu tot timpul, de multe ori e greu să dai. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne să dăm, Doamne. Mă rog, Duhule Sfânt, ca Tu să fii activ în viețile noastre și să fie vizibilă și această roadă în viețile noastre, a generozității. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, în numele Iisus. Amin.